22 noiembrie 2016. La această ședință participă un număr de 16 consilieri locali, din totalul de 20 în funcție. Domnule președinte, aveți cuvântul. Deci, după cum a preturat de zi, avem un principal pregătire privind identificarea bugetului activități finanțate de activități finanțe privind proprie și subvenția bugetului local pe anul 2016. Și o informare a secretului ca pentru Consiliul Local. Ca să intrăm în ordinea de zi, dacă dumneavoastră aveți ceva probleme cu ordinea de zi. Dacă nu aveți probleme, să trecem la vot. Cine este de acord? Împotrivă? Așa? Abține? Da. Pentru că am fost obligat să convocăm această ședință privată, pentru că se sfârșește și luna și anul și nu se pot face plăți acum cu aceste zile libere, la decembrie, am fost presați cu acest material. Aș dori pentru elucidarea dumneavoastră, nu am avut chiar acum ședință de comisie, ca în continuare și solicit ca doamna directoră a DACE să ne prezinte la toți, da, pe scurt, această doamna directoră, aveți cuvântul. Rectificarea de buget prezentată are la bază analiza execuției la data de 5 ianuarie 2016, precum și adresele compartimentelor și serviciilor de specialitate care solicită modificări ale bugetului. Sau, în urma analizei execuției bugetare, s-au stabilit venituri în plus de 844.555, sume care au fost identificate ca fiind încasate în plus față de bugetul existent. În afară de aceste sume, au mai fost stabilite venituri prin retrageri de credite bugetare de la capitolele de cheltuieli și care au fost repartizate la alte capitole. În acest sens, putem enumera cheltuieli la fel de la capitolul 51, 62.000, sume retrase de la cheltuielile de capital din totările primăriei, capitolul 54, alte servicii publice generale, cu sume de identificat 229.186 pentru cheltuielile materiale la serviciul de evidență a populației și la alte servicii publice generale, retrageri de 11.000 lei la capitolul 56, transferul de caracter general, aferente centrelor de zi pentru protecția copilului, 110.368 la învățământ, din care 154.000 pentru cheltuieli materiale și retrageri de cheltuieli de capital de 43.632, la capitolul sănătate, retrageri de 41.100 de la cabinetele medicale școlare, capitolul cultură de creiere de medicie, 246.500 detaliate în cheltuieli materiale încasate din sponsorizări pentru sărbătorile de iarnă, cheltuieli materiale la zone verzi, la muzeu și retrageri de la serviciul parc zoologic, 46.100 la serviciul de asigurări și asistență socială, detaliate în cheltuieli materiale pentru cartina de ajutor social, asistenți personal, creșe și alte cheltuieli. Capitolul 70, locuințe, servicii și dezvoltare publică, 285.000, retrageri efectuându-se de la piață, transferurile de la piață, 330.000, iluminat, extingere iluminat public,
20.000 de euro au state teste și chiar de retragere de la creditele de capital de la Oport, 138.500 de la protecția mediului au fost alocate, din care 200.000 pentru cheltuieli cu securitatea și 61.500 de retrageri de la cofinanțare cu compania de apă. Iar de la capitolul 84 s-au retras 80.000 de la două obiective de investiții, sistem monitorizare și post peste etalier. În urma acestei rectificări, bugetul devine 106.379.716. La activități finanțate din venituri proprii și subvenții de la bugetul local, sumele sunt mult mai mici, vizează spitalul, școala Avram Iancu și Grădinița Sfânta Maria, parcul biologic și viața, atât pe partea de venituri, cât și pe partea de cheltuieli. Dacă dumneavoastră aveți intervenții, mă rog, cifrul este foarte simplu, noastră aveți intervenții, să clarificăm aceste probleme. Vă rog. Dau consilierul Dizon. Vă vot pe da, votați o linie de zi, domnul consilier. Lider ce? Da, domnul, așa e, domnul consilier, să spunem dacă sunt intervenții. Intervenții. Nu sunt. Să trecem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abținere. Acum nu mai sunt probleme. Vreau și țin să vă anunț că în 29 avem ședință ordinară de vot. Vă mulțumesc de... Ahora tres.